După succesul de la moțiunea de cenzură, dar nu un succes poate răsunător, așa cum și l-ar fi dorit Liviu Dragnea. Se fac ultimele pregătiri și abia începe bătălia pentru păstrarea guvernării, de fapt. Îl ascultăm pe Liviu Dragnea. Bună ziua, putem începe? Astăzi, prin votarea moțiunii de cenzură, România a intrat în normalitate și în rigorile constituționale. A fost o acțiune politică asumată de către PSD și ALDE, asumându-ne și un risc politic, dar nedorind să riscăm ca un program de guvernare ambițios care face ca România să se dezvolte într-un ritm pe care ne dorim cu toții, să fie pus sub semnul întrebării. Am preferat să nu mințim cetățenii, am preferat să nu ne prefacem că lucrurile merg foarte bine, așa cum am promis în campania electorală, de dragul de a salva niște aparențe. Pentru noi a rămas, rămâne și va rămâne cel mai important, programul de guvernare care schimbă România în bine. Este bine că astăzi PSD-ul a ieșit întărit din această încercare. N-a fost ușor. Probabil că și dumneavoastră și noi am înțeles că există în continuare, au fost și există în continuare presiuni din toate părțile pentru ca această coaliție să nu reușească să-și ducă programul de guvernare la capăt. Și mai mult s-a întărit unitatea partidului. Această încercare eșuată a unui grup de câțiva cetățeni, unii dintre ei oameni politici, alții oameni de afaceri, de a prelua prin forță o guvernare, într-un mod nelegitim, a eșuat, ceea ce este un lucru foarte bun. Ați auzit foarte multe discursuri astăzi, aș vrea să trecem direct la întrebări. Avem microfon? La microfon. Domnule președinte, această moțiune de cenzură a trebuit să peste deși ALDE mai au o majoritate stabilă în Parlamentul Poliției, în care 13 parlamentari PSD și ALDE nu au votat, iar această moțiune de cenzură a trebuit cu ajutorul votului celor de la minorități. Din câte știu eu, majoritatea este mai mare decât minoritatea. Pentru că această regulă a rămas. În condițiile în care în această încleștare, cu toate aceste presiuni din ultimele zile, noi am reușit să avem o majoritate calificată pentru a trece moțiunea de cenzură, nu se pune problema majorității instalării noului guvern. Vă aduc aminte că în 2012 noi am dat jos guvernul Ungureanu cu 3 voturi peste limita cerută. Astăzi avem mai multe voturi. Nu se pune problema majorității pentru instalarea noului guvern și susținerea unei formule guvernamentale. Ce urmează să facă acum Partidul Social Democrat? Când urmează să înceapă discuțiile pentru viitorul cabinet, pentru viitorul premier? În zilele următoare vom avea un comitet executiv național și duminică, după amiază, o întâlnire cu grupurile parlamentare pentru a avea o discuție finală, atât cu structura politică și statutară a partidului, cât și cu colegii parlamentari care astăzi au votat moțiunea de cenzură.